Și în primul rând, dumneavoastră, teoretic, nici nu aveți dreptul să vă întrebați măcar. Înseamnă că am motive. Polițistul a plecat, deamă. El a întrebat și când a văzut că îl filmez, a plecat. Păi, asta. Fricoașilor! Am nevoie de mare uslazurcă! Să oprească corupția și birocrația! Din ambasadă și consulat! Tot cu problema și e, că nu vor să te înregistreze pentru jurământ, da? Da. Gândesc că la părinții mei s-au trezit peste noapte câți sovietici, dar eu trebuie să cerșesc cetățenia și încă cu plată, domnilor, pentru vreo 7 foi xerocopii. Am plătit 60 de euro și am plătit legalizarea și acum mai mă trimit la București. Dar chiar fiica dumneavoastră a depus odată cu dumneavoastră dosarul și deja e programată pentru jurământ. Da. Dar dumneata, pentru că ai dizabilitate, ai proceduri mai complicate în loc să le simplifice. Ceea ce se înseamnă că nu au nevoie de acești cetățeni ca de al de mine. Probabil, asta e discriminare. Da. Lor le trebuie numai tineri, sănătoși, frumoși. Să-i ții în spate. Probabil. Cum își apără Hitlerul rus în decurs de 3 luni de zile, au și pașapoarte, dar aici așteptăm câte un an, un an jumate. Rușine!